La tine putem găsi nădejdea, pacea. La tine venim cu toată inima și credem că vei liniști orice inimă care a intrat în valul acesta. Te rog, convinge-ne și în această zi de prezența ta, de ceea ce vrei să faci cu noi. Doamne, mulțumim pentru că Tu înțelegi și suferința. Tu ești Cel care o să întărești pe cei în suferință, pentru că ai suferit mai mult ca noi. Mulțumim că Te-ai văzut întotdeauna Cel care nu te depărtezi de cei care suferă. Și am vrea ca prin mărturiile, prin tot ceea ce ai îngăduit Tu să treacă, frații noștri, te rog să ne conștientizezi și pe noi de hotărâri, de modul cum trebuie să ne comportăm într-o viață care ne-ai îngăduit Tu. Mulțumim pentru că ți-ai dat binecuvântare și asupra mărturiilor și asupra cântărilor și asupra fiecare dintre noi. Și credem că numele scump al Domnului Iisus Hristos, îți iei Tu slava și cinstea pentru că Ta este. Amin. Amin.